Salut! Bine ați venit la un nou hands-on! Sunt The Warlord și astăzi vă prezint demo-ul de single player pentru Killzone 3. Am mai avut un hands-on în noiembrie pentru versiunea de multiplayer a lui Killzone 3, mai exact pentru un close beta exclusiv celor care foloseau PlayStation Plus. Iar acest demo de single player este bazat pe o versiune aproape finală a jocului, care ne prezintă o parte a unei misiuni din campanie. Poate fi jucat și în mod cooperativ. Și avem aici și suport pentru televizoare capabile de 3D și pentru motion control, adică Move. Cum nu am niciun televizor 3D, niciun controller Move la îndemână, voi prezenta jocul în versiunea lui clasică, 2D, cu un gamepad. Este foarte interesant faptul că gamepad-ul are două seturi de control, versiunea standard, care seamănă foarte mult cu cea din Killzone 2, și versiunea alternativă, care este mult mai shooteristică, să zic așa, să zicem Call of Duty. Voi folosi controlul alternativ pentru că este mult mai la îndemână, zic eu. Avem și câteva, să zicem, caracteristici configurabile pentru tot felul de particularități ale controlului. Dar nu avem nevoie de chestia asta, e destul de ok și în modul default. Hai să începem pe o dificultate medie, pe trooper, cum îi zic ei. Nivelul acesta a fost prezentat de mai multe ori, atât la E3 și alte show-uri de gaming, cât și prin mai multe trailere. Este vorba despre nivelul înghețat. Deja sunt în joc și pot deja să controlez acest minigun, machine gun amplasat pe navetuțele astea intruder. Și se pare că trebuie să distrug bulinuțele și cam tot ce mișcă din partea hellgunilor. A, se pare că am curățat cerea pe aici. Oh. Jocul suportă acum modul cooperativ multiplayer și întotdeauna alături de jucător va fi Rico, care în condițiile în care va fi folosit modul cooperativ va fi controlat de un al doilea jucător. Grafica jocului nu este extraordinară pentru zilele noastre, aș putea spune. Este foarte bună, în schimb, și nu este o îmbunătățire majoră față de cea din Killzone 3. În schimb, putem vedea faptul că a fost, să zicem, mai finisată această componentă. Avem acum de a face cu mai multe medii de joc, când în primul Killzone, sau de fapt în al doilea, în Killzone 2 aveam de a face numai cu orașe de pe planeta Helgen. Acum avem de a face și cu medii de genul acesta care este înghețat. Jocul final va include și o junglă, alte orașe. Pot să extindă puțin paleta de culori a jocului precedent, care era mare parte maronie. Misiunea pare să fie una din primele misiuni, când, de fapt, după ce Rico îl salvează pe Sev, personajul principal din jocul precedent. Iar scopul lor este să salveze încă un prizonier, prieten de-al lor, pe numele lui Neville. Și acum vom trece la partea mai interesantă, la shooting-ul, să zicem, controlat, nu on rails. Cum ziceam, grafica se ține bine și componenta single player arată ceva mai bine decât
componenta multiplayer. Avem de-a face cu niște efecte de post-processing mult mai detaliate. Chiar și ninsoarea asta arată mult mai bine. Din păcate, nici Killzone 2 și se pare nici Killzone 3 nu au reușit să se ridice la nivelul trailerului de concept, acel target render din 2005 care a uimit pe toată lumea. Și iată că sunt în joc. De fapt, și aceste filmulețe par a fi în joc, ce am văzut până acum cinematicul. Iată niște inamici în depărtare. Controlul este mult mai responsiv față de Killzone 2, în sensul în care nu mai există acel delay, chiar și mic, care totuși se observa. Oh, nice, minigun. Let's take it. Iată apa, care, deși nu arată deloc rău, parcă e un pic desenată, cartoonii, nu e ceva tocmai realist. Sistemul de cover funcționează în continuare. Butonul de crouch este același buton cu cel de cover. Când stai lângă un perete, cutie sau orice poate proteja jucătorul, te ferește de gloanțele inamice. There's no match for my minigun. Alright. Rico, de data asta, având un rol mult mai important decât în primul joc, poate funcționa ca un jucător în modul co-op, adică în momentul în care personajul principal cade la datorie, poate fi înviat de Rico. Bun. Anyone want some more? Oh, muniție, nice. Plac foarte mult discuțiile acestea între soldații Hellghast. Bun. Acum trebuie să-l urmărim pe Rico, care se pare că rămâne un pic în urmă. Probabil trebuie să dau dificultatea un pic mai sus. Și scena asta probabil ați mai văzut-o pe internet. Este cea în care vedem prima oară trupării care folosesc jetpack-uri. O scenă interesantă și arătoasă, aș putea spune, care nu face altceva decât să ne prezinte un nou tip de inamic. Iată și primii trei inamici de genul ăsta. One down, one to go. Îmi place cum pierd ei controlul asupra aparatului de zbor și încep să se lovească de toate chestiile. Și am rămas fără muniție la minigun. E bine că am clasicul ISA Assault Rifle. Aici trebuie să-l aștept pe Rico, logic. Iar un co-op moment. Momentele acestea existau și în primul, în Killzone 2. Iată aici o animație parcă neterminată a acestei metode de cooperare. Și aici se observă puțin faptul că frame rate-ul nu este tot timpul constant. Aici, în scenele mai cinematice, își permit să adauge mai multe detalii scăzând acest frame rate. Sell yourself. We're gonna save Norval. We're gonna have to take out those AA guns. No, no, no. You are out of your mind. You can't fly that thing. It's suicide. Rico. Mă amuză că Sev e în tricou, dar arată de parcă ar fi minus 10 grade afară.
și el totuși poate să lupte. Bine, acum se încălzește probabil cu jetpack-ul. Deși nu știu cât de indicat ar fi să-și țină metalul atât de aproape de piele în timp ce afară e frig. Se pare că jetpack-ul nu funcționează tocmai 100%. Și acum avem ocazia de a-l folosi. Nu putem să zburăm chiar asemenea acelor trupări Hellgun. Dar putem să facem frog jump-ul din astea de pe ghețar pe ghețar. Avem și un speed boost care nu durează foarte mult și nu ajută chiar așa mult. Long way down and cold water. Jetpack-ul vine și cu această armă care are gloanțe infinite. Dar are un hit meter care împiedică exploatarea lui la infinit. Așa. Când ne apropiem de inamici. Oh yeah. Wow. Te miști un pic mai greu cu jetpack-ul pe tine. Dar îți dă o noi oportunități în modurile de abordare ale situațiilor. Mai e cineva în spate. Oh yeah. Se pare că obiectele în spatele cărora se ascund dinamicii sunt destructibile. Aici era scriptat, evident, dar nu și-a pierdut efectul. Logică, there's another way up. Oh, fuck. Cam mulți inamici. Sistemul de viață este cel clasic acum pentru shootere. Stai puțin ascuns pentru a recâștiga punctele de viață. Ceea ce nu e deloc rău. Adică prefer oricând să stau puțin ascuns să-mi încarc viața decât să încarc o salvare din urmă cu 50 minute. Cam nemuritori băieții ăștia. Se pare că armurile alea oferă mai multă protecție decât ai crede inițial. Și acesta este obiectivul. Ca și în jocul precedent, ți-a apăsat pe R1 și miști controllerul folosind tehnologia Six Axis pentru a planta bombe. Let's get to safe location and boom! Și cred că ne apropiem de ultima parte a acestui demo. Am avut deja... Oh! Well, Sev... I'm sorry for you. Și evident scapă în ultimul moment. Clasic, clișeu, dar de efect.